Salutare toată lumea! Înainte de a începe acest video, vreau să vă recomand și canalul meu de vlog. Linkul este în descriere. Mersi! Cred că deja știți că TikTok este cea mai descărcată și cea mai populară aplicație din 2020. TikTok la momentul actual are în jur de 1 bilion de descărcări, doar de pe magazin Play. Dacă ai intrat pe acest video, cred că și tu vrei răspuns la faimoasa întrebare din titlu. Cum să ajungi faimos pe TikTok? Ei bine, ai intrat exact unde trebuie. Astăzi vei învăța tot ce trebuie să faci pentru a ajunge faimos pe TikTok. Acest video va avea 6 subpuncte, primul dintre ele fiind: dacă vrei să ajungi faimos pe TikTok, optimizează-ți conținutul. Cum să-ți optimizezi conținutul? Poate spui această întrebare. Ei bine, începe să adaugi hashtag-uri. Dar stai, nu trebuie să adaugi hashtag-uri doar de umplutură. Trebuie să le adaugi pe cele mai bune. Dacă vrei să strângi mai multe inimi pe TikTok, îmbracă-te atractiv când faci TikTok-uri. Oferă timp pentru crearea unui TikTok și alege-l pe cel mai bun. Distribuie clipul pe care l-ai postat pe toate rețelele de socializare pe care le folosești. Insta, Facebook, etc. Zilele astea mă uitam și eu liniștit pe net și am dat de un interviu, făcut de o persoană care are peste 1 milion de urmăritori pe TikTok. În interviu se vorbește despre câteva tricuri, adică câteva scheme pe care le poate folosi oricine pentru a ajunge popular pe TikTok. Așa că astăzi v-am pregătit ceva foarte interesant. Rămâneți până la sfârșit. Haideți să începem cu prima. Ca să fii popular pe TikTok, trebuie să arăți atractiv, să te îmbraci frumos. Asta ne face diferiți de toate eșecurile pe care le vedem pe TikTok. Hainele pe care le porți îți reflectă personalitatea. Cu cât arăți mai atractiv în clipuri, cu atât mai mult o să faci mai multe inimi și mai mulți urmăritori. Deci, învață să arăți atractiv. Persoana din interviu, care la momentul actual are peste 1 milion de urmăritori, spunea: eu, personal, urmăresc doar persoanele de la care pot învăța ceva, în special cum să arăt atractiv. 2. Colaborează cu TikToker de nivelul tău. Aceasta este o cale foarte ușoară pentru a crește pe TikTok. Eu numesc această tactică promovarea reciprocă. Dacă te promovezi reciproc cu cineva, nu ai nimic de pierdut. Deci, începe să cauți persoane care fac clipuri asemănătoare cu cele pe care le faci tu și promovați-vă reciproc. Acum poate te întrebi, cum găsești acele persoane cu care să colaborezi? Ei bine, dă-le un simplu mesaj, iar în cazul în care nu-ți răspund, încearcă să le contactezi pe alte rețele de socializare. Trebuie să mai aibă măcar un Facebook, un Instagram, știți voi. 3. Adaugă taguri în clipurile tale. Ce tip de taguri să folosești? Ei bine, poți folosi taguri care îți definesc postările, taguri pe care oamenii le găsesc ușor, taguri populare. Poți folosi chiar și un tag special pentru clipurile tale. Poți folosi un tag din training, de exemplu TikTok Boy, un tag pe care doar băieții îl folosesc. Pe fiecare platformă de socializare, tagurile joacă un rol important. Să luăm ca exemplu Instagramul. Când cineva caută pe Instagram hashtagul citate, găsește toate paginile care postează citate. Când cineva caută hashtagul poze de vară, găsește toate paginile care au poze de vară. Cred că deja ați înțeles despre ce vorbesc. 4. Folosește pagina For You. Pagina For You este pagina care ți apare prima dată când intri pe TikTok. Pe această pagină apar cei mai activi oameni, adică cei care postează content regulat. Dacă ajungi destul de des pe For You, pagina principală a TikTok-ului, ai șansa să ajungi faimos. Deci, cred că știi ce ai de făcut. Postează regulat. 5. Rămâi activ. Ca să ajungi popular pe TikTok, trebuie să ai o rutină pe care să o menții. Mai pe scurt, trebuie să postezi regulat. În cazul în care nu ai un program de postat, fă-ți unul. Vorba aia, munca regulată aduce rezultate. 6. Pe lângă TikTok, folosește și alte platforme. Acest lucru îl fac și eu și mulți alți YouTuberi. Să știți că merge. După ce publici un video pe TikTok, distribui-l și pe alte rețele de socializare, de exemplu Facebook, Instagram, Twitter și așa mai departe. Cu cât distribui mai mult, cu atât mai mult clipul tău să aibă un impact mai mare. Și iată că am ajuns la final. Cam atât pe astăzi, acum știți ce trebuie să faceți ca să ajungeți faimoși pe TikTok. Dacă ți-a plăcut acest video, apasă butonul de like, iar pe mine mă găsești pe Instagram, dă-mi un follow și noi ne vedem data viitoare, vă doresc o zi faină!